Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Punctul pe I. Ne aflăm într-un loc istoric pentru Valea Jiului, într-un loc care poate scrie istoria, într-un loc care vorbește despre această îndeletnicire a oamenilor Văii Jiului. Este vorba despre extracția cărbunelui. Suntem la cea mai adâncă mină din România și în același timp cea mai veche din Valea Jiului. Este vorba despre exploatarea minieră Petrila peste Jiul de Est. Suntem în casa mașinii de la Puțul Centru. După cum vă spuneam, un loc care din 1946, când a fost dat în folosință, reprezintă un centru istoric al Văii Jiului, ținând cont că la acest moment vorbim din ce în ce mai des despre reducerea activității miniere și despre închiderea până în anul 2018 a unor mine, program în care intră și exploatarea minieră Petrila. Alături de noi este directorul exploatării miniere Petrila, domnul Constantin Jujan. Bine v-am găsit de această dată! Bine ați venit și noroc bun! Ce reprezintă acest loc pentru mineritul din Valea Jiului? Pentru că are o semnificație aparte. Vorbind despre mina Petrila și apoi despre locul în care ne aflăm, imaginați-vă că tot ceea ce vedeți în jurul nostru este construit la 1946, luăm ca reper pentru că atunci a fost dat în folosință acest reper important de la mina Petrila. Chiar și gresia pe care o vedeți sub picioarele noastre este de la acel an. Petrila s-a remarcat de-a lungul timpului prin cel puțin două aspecte, prin colectivul de ingineri și de muncitori care au lucrat aici. Pe lângă acest colectiv, în Valea Jiului, amfiteatrele exploatării de huil au fost la Petrila și la Lupeni și a existat întotdeauna o competiție și la propriu și la figurat între aceste exploatări. Și datorită vechimii exploatării și a modului în care a fost deschisă, pusă în funcție, modul în care progresul tehnic cunoscut la nivel european a pătruns și în exploatarea cărbunelui din Valea Jiului. Petrila are o istorie interesantă, ce trebuie cunoscută, tocmai pentru că este unul dintre primele perimetre care au fost puse în exploatare în Valea Jiului. Sigur, dincolo de aceste lucruri, există foarte multe particularități pe care nu avem pretenția a le desluși astăzi. Sunt repere foarte importante care pot fi surprinse de camerele de luat vedere, de aparatele foto, de ochiul celor curioși. În afara acestui turn în care noi ne aflăm, practic fiecare clădire are povestea ei la Petrila și dacă vorbim despre un muzeu al mineritului în Valea Jiului, cu siguranță acest loc reprezintă o opțiune serioasă. S-a vorbit în ultima vreme despre acest lucru, ținând cont că mina Petrila în anul 2018 va trebui să fie, din păcate, alături de alte două exploatări miniere, Paroșeni și Uricani, închisă. Da, chiar mai repede, în 2016, Petrila va fi închisă. A existat o primă inițiativă din partea Fundației Culturale Condiția Română, condusă de Ion Barbu, la care s-au alăturat și alte personalități din Valea Jiului, din țară, cetățeni și chiar consilierii locali, care au început niște demersuri și sunt în derulare pentru a păstra o parte din clădirile ce aparțin astăzi de patrimoniul minei Petrila pentru utilizare industrială și câteva care
se pot constitui într-un muzeu, tocmai pentru a aduce aminte de dezvoltarea acestei unități și, până la urmă, de dezvoltarea comunității, pentru că această comunitate s-a dezvoltat odată cu dezvoltarea exploatării de huilă din acest loc. Este greu de crezut la acest moment că administrația publică din Petrila, și nu este vorba doar despre Petrila, vorbim despre oricare dintre administrațiile publice din Valea Jiului, este greu de crezut ca din punct de vedere economic să poată întreține o întreagă mină, fie că este vorba despre Petrila, fie că este vorba despre Paroșeni sau Uricani, știut fiind faptul că bugetul administrațiilor publice din Valea Jiului este secătuit, este destul de sărac. Cum s-ar putea, totuși, din punctul dumneavoastră de vedere, păstra măcar repere din ceea ce înseamnă o asemenea industrie până la urmă? Cu siguranță nu toate clădirile pot fi păstrate și nu toate au valoare istorică. Astăzi ele sunt date în administrare la Ministerul Economiei, sunt proprietatea Ministerului Finanțelor. În primul rând, trebuie rezolvată o problemă legislativă de trecere în patrimoniul primăriei printr-o hotărâre de guvern. Primăria nu poate să le întreține din fondurile care sunt existente astăzi în bugetul local sau și în perioada următoare. S-a încercat și sunt demersuri făcute prin această asociere cu Universitatea din Petroșani, cu Asociația Arhitecților și încă două fundații, pentru a obține o finanțare europeană pentru acest obiectiv. Altfel, este foarte greu și nu este de dorit. Am și explicat atât Consiliului Local cât și primarului și viceprimarului, ar fi păcat să rămână cu niște clădiri care se degradează, niște ruine, așa cum avem experiența de 20 de ani de la alte exploatări din Valea Jiului care s-au închis. Dar tot la fel, nu este normal ca acest perimetru să fie adus la cota zero, la iarbă verde, pentru că nu, oricum acest perimetru sau teren nu mai poate fi refăcut sau adus la forma inițială, așa cum generic există această sintagmă în formulările și în documentațiile acceptate de Uniunea Europeană, pentru că nu se pot duce înapoi în subteran munții aceștia de steril care au fost scoși în peste 150 de ani de exploatare. Deci, altă valoare nu ar avea. Și este totuși un simbol pentru orașul Petrila. De altfel, în contextul în care nu putem spune că există o perspectivă astăzi pentru o zonă turistică în Valea Jiului, dar poate constitui, cu niște costuri mici, un punct de atracție și pot fi găsite și câteva soluții pentru a utiliza aceste clădiri cu valoare industrială. Aceste clădiri care, odată cu închiderea minei, vor intra în patrimoniul Consiliului Local. Da. Este cunoscut faptul că în afară că s-au îmbogățit din închiderea fostelor perimetre miniere niște domni, în Valea Jiului
Avem foarte multe ruine, schelete care au fost golite de fierul vechi existent, pe care acum nimeni nu își mai permite nici măcar să le dărâme. Există astfel de exemple în toată Valea Jiului și bine ar fi ca aici, la Petrila, să se acționeze altfel. Am văzut oricum o bună parte dintre clădirile din perimetru măcinate. Practic există clădiri care au fost puse la pământ și, sigur, peisajul nu este întocmai plăcut. Da, este vorba de clădirea fostei uzine de preparare. Din 2003 s-a renunțat la prepararea cărbunelui în aceste uzine de la Petrila, respectiv Lupeni. Toată activitatea de preparare a cărbunului s-a concentrat la Coroiești. Tot de atunci Jiu n-a mai fost poluat. Sigur, a fost și o problemă legată de desfacerea cărbunelui. Nu s-au mai solicitat alte sortimente decât huila energetică. Și această clădire a uzinei de preparare a fost dată în plată primăriei, o formă pe care au găsit-o guvernanții în 2003 în vederea stingerii datoriilor pe care compania le avea față de bugetul local. Sigur, primăria s-a trezit cu o clădire pe care trebuia să o păzească, de întreținut nu putea fi vorba. Și era oricând ținta recuperatorilor de metal din această zonă și un potențial pericol pentru accidente. E adevărat că peisajul rămâne aproape selenar după astfel de demolări. Nu este dus până la capăt acest proiect și de valorificare a agregatelor care au rezultat în urma dezafectării. Recuperării fierului vechi. Da. Până la urmă, da. Nu există o rețetă la nivelul Văii Jiului în acest sens. Sunt locuri unde s-a încercat, de cele mai multe ori nu s-a reușit. Practic, ele nu pot fi păzite și atunci ajung să fie prădate de hoții de fier vechi, așa cum sunt cunoscuți generic cei care de, iacătă, aproape 20 de ani trăiesc din această activitate la nivelul Văii Jiului. Om vedea ce s-a întâmplat după ce nu mai fi nici fier vechi. Revenind la locul unde ne aflăm în acest moment, care este povestea acestui turn? Sigur, pe scurt. Aș vrea să spun câteva cuvinte și să fac o introducere în ceea ce privește începuturile exploatării cărbunelui în Valea Jiului. Pentru prima dată, în 1773, în mai, în timpul vizitei prințului Iosif al II-lea în zona de graniță a Imperiului, a remarcat prezența cărbunelui de piatră, dar a notat în caietul de însemnări că nu prezintă interes pentru Imperiu, tocmai datorită bogățiilor pădurilor din această zonă. Ulterior, în 1840, un proprietar al acestor terenuri, Victor Madersbach, a dorit să facă niște prospecțiuni în această zonă și în special în perimetrul Petrila. A făcut apel la doi frați, Carol și Rafael Hoffman, care erau proprietari de mine la Sascamontana. Au prospectat această zonă și din 1858, în 30 decembrie, a fost înregistrată prima concesiune a unui perimetru minier în
Valea Jiului. Era vorba de un perimetru de 135.000 de metri pătrați și este cunoscut sub denumirea de concesiunea Maximilian. Legat de deschiderea primei mine, aceasta s-a făcut în 1869, în 12 decembrie, a fost deschisă mina De];};];==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  Ferenc, proprietatea statului maghiar. Și ulterior s-a construit din această galerie de coastă un puț până la suprafață, puțul Deac, iar acest puț a fost construit în 1930, puțul Petrila. În această zonă au mai fost deschise și alte puțuri. Echiparea cu mașină de extracție cu roată, motoare, căpe și instalație electrică cu convertizor pentru acționare Siemens-Schuckert a început în 1940. În acea perioadă, direcția minelor din Valea Jiului făcea parte din Societatea Anonimă Română, SAR Petroșani, și acest puț a fost pus în funcție, această instalație de extracție, de fapt, pus în funcție în 1946, de atunci funcționează neîntrerupt. Achiziția reperelor mecanice și electrice s-a făcut destul de greu datorită războiului. Transportul s-a făcut pe cale ferată din Germania. Până în 1943 au beneficiat și de sprijinul unor echipe de specialiști germani care au lucrat la instalația mecanică și instalația electrică. După data de 23 august, odată cu intrarea noastră în război împotriva Germaniei, în 30 august specialistul care se ocupa de montarea instalației electrice, monteorul șef Drexler, a fost arestat și trimis în lagăr, prima dată la Târgu Jiu, după aceea la Turnu Măgurele. Cu toate demersurile pe care le-a făcut direcția minelor la Ministerul Afacerilor Interne, nu s-a reușit eliberarea lui. Lucrarea a continuat sub conducerea unui proiectant și inginer român, Șomolic. El a reușit să pună în funcție această instalație. Sigur că lipsesc câteva repere care au fost deteriorate sau furate în timpul războiului pe traseul de deplasare din Germania până în România. Furnitura a fost bombardată în timpul transportului. Iar, așa cum spuneam, în 46, în august, a fost pus în funcție acest puț. Este o istorie interesantă legată și de darea efectivă în folosință după ce s-au făcut probele. În 28 august, la schimbul 2, minerii s-au temut să intre în puț, să coboare cu această instalație, o colivie cu 4 etaje, nemai întâlnită până atunci nici la această exploatare și nici în mineritul din Europa. Și prima cursă a fost făcută de către inginerul Șomolic împreună cu soția și fiica. Fiica trăiește, este pensionară, doamna Martonoși, și păstrează într-un carnet semnăturile maestrilor care i-au dat acceptul să coboare în subteran. Deci prima cursă a făcut acest inginer împreună cu familia. Ulterior, minerii au fost convinși că instalația este în siguranță și au coborât în subteran. Are oricum o istorie interesantă și
și mina de la punerea în funcție până în prezent, așa cum spuneam, datorită colectivelor care s-au remarcat în muncă, cât și a instalațiilor sau echipamentelor de primă importanță și de primă mână care au fost aduse din Europa. Aici, sigur, nu trebuie să negăm și să nu recunoaștem palmaresul celor care s-au remarcat în perioada de după război în exploatarea minieră. Aici a fost primul colectiv Fruntaș pe Ramură, în 1949. Aici a fost acordat prima distincție Ordinul Muncii clasa 1 în 1 mai 1949 minerului șef de brigadă Pop Ludovic. În 1949 colectivul a luat drapelul roșu și diploma de onoare. În acel timp a fost dezvelit monumentul minerului în centrul coloniei din Petrila, realizat de un tânăr artist, Alexandru Dani, unul dintre minerii care străjuiesc intrarea la sediul actualului complex energetic din Petroșani. Este, poate puțină lume cunoaște și această istorie. Tot aici, în 1954, a fost acordat primul titlu de erou al muncii minerului șef de brigadă Hoidu Ludovic și era a patra distincție, deci al patrulea ordin în România în acea perioadă. Din 1868 a constituit o atracție pentru capitalul maghiar și ulterior din Imperiu, aceste bogății din Valea Jiului. A început o infuzie puternică prin dezvoltarea infrastructurii și în 1869 au fost cumpărate 144 de perimetre miniere în această zonă de către statul maghiar. O influență puternică a avut ministrul de finanțe din acea perioadă, Lóniai Menhart, de al cărui nume se leagă și numele minei Lónia, iar la fel este puțină lume poate cunoaște acest lucru. Prima cale ferată în Transilvania a fost construită de la Alba Iulia la Arad, dar în 1872 s-a pus în funcție calea ferată Petroșan-Simeria cu șinele de cale ferată au fost turnate la Oțelul Roșu. În 1930 calea ferată Petrila-Petroșani. Sunt câteva repere importante din dezvoltarea acestei zone. La fel, instalația de preparare cea mai modernă din acea perioadă, pusă în funcție în 1927 cu capacitate de prelucrare de 270 de tone pe oră. Sunt câteva domenii care au făcut care au dat acestei unități amploarea și dezvoltarea ulterioară. Și o identitate care, sigur, nu poate fi ștearsă, pe care nici măcar timpul, nici măcar nepăsarea, nici măcar vremurile grele în care trăim nu o poate șterge. Sunt foarte multe elemente istorice pe care sunt sigur nu mulți dintre cei care ne privesc sau ne ascultă în aceste momente le știu. Sunt lucruri care fac până la urmă parte din ceea ce
ne place să numim istoria Văijului, pentru că avem o istorie care nu este deloc lipsită de lucruri importante, însă trăim într-o ignoranță continuă care uneori anulează toate aceste lucruri și le trece undeva în umbra nevoilor cu care ne confruntăm zi de zi. Sunt foarte multe elemente funcționale la exploatarea minieră Petrila. Ce nu înțeleg nici eu, nu înțeleg mulți dintre cei care ne privesc și ne ascultă, este ce se va întâmpla cu ele. Există lucruri care pot fi folosite, probabil, dacă nu vor fi conservate sau, cel mai probabil, furate legal. Că se poate fura legal în România, ori pe altă cale. Da, este un timp relativ scurt. 2013 este aproape pe sfârșit, până în 2015, când trebuie lămurite și puse în legalitate aceste aspecte legate de trecerea obiectivelor pe care pot să le utilizeze cei din administrația locală, pentru că altfel proiectul prevede demolarea tuturor construcțiilor, cea mai simplă variantă, pe cheltuiala angajatorului, a Ministerului Economiei, care deține subvenția pentru aceste și pentru exploatare și pentru închidere. Sigur că nu pot fi, din păcate, alocați banii pentru dezafectarea acestor obiective pentru conservarea lor. Odată cu modificarea regulamentului Comisiei Europene, nu se poate face un transfer al sumelor dintr-o parte în alta. Și atunci va interveni o problemă care ține, sigur, de vigilența și în același timp de abilitatea factorilor locali, pentru că nu cred că este doar o problemă administrației publice din Petrila. Este poate o problemă a Văijiului și poate fi rezolvată doar cu implicarea tuturor factorilor. Din păcate, trebuie să recunoaștem că în Valea Jiului nu a existat o preocupare pentru a păstra, nu știu, câteva obiective vechi sau câteva puncte de atracție cu scop turistic. Oriunde în Europa, state care au terminat exploatarea cărbunelui au conservat o parte din aceste obiective. În Ostrava, de exemplu, sunt în cartiere din oraș turnuri metalice sau din cărămidă zidită ale unor puțuri care pot fi vizitate, deci tot ce este în subteran este închis, pot fi vizitate de orice turist și aduc aminte, până la urmă, de ce a însemnat în începuturile comunității și începuturile dezvoltării. Pentru că aici prima dată s-a construit mina sau s-a dezvoltat și ulterior s-a dezvoltat comunitatea. Petrila a trecut de la comună la oraș datorită amplorii dezvoltării acestor mine din acest perimetru, Petrila, Lonea și chiar și Valea Jiului. Până la urmă am trecut de la acest subiect la un alt subiect. Să știți că minele care au fost deschise la începutul secolului trecut, acestea au rămas și astăzi. Deci cei care au gândit atunci exploatarea, au gândit o exploatare rațională și nu se poate atribui conceptul ăsta de dezvoltare durabilă, dar cred că așa au gândit-o. Deci o dezvoltare și o exploatare rațională a cărbunelui și o dezvoltare nu explozivă a acestei zone.
Noi suntem astăzi în situația de a rezolva multe probleme legate de mediu, probleme legate de întreținerea clădirilor din oricare oraș din Valea Jiului, tocmai datorită exploziei de, nu știu, de dezvoltare artificială din 1978 încoace. Odată cu aducerea militarilor, odată cu acele acțiuni 2000, 5000, 9000, 11000, de fapt orașe întregi care au fost mutate în Valea Jiului. Ulterior, din 1997 a urmat un proces invers. Orașele au rămas, însă le lipsește obiectul muncii. Exploatarea huilei s-a redus. Practic, astăzi, în toată Valea Jiului, suntem la 14% din perimetrele care au fost în 1989. Suntem la 15% din forța de muncă care era în 89 activa în minerit. Deci a început să îi elimine pe cei care au lucrat în acest sistem. Sigur, oamenii s-au așezat aici, s-au dezvoltat orașe, nu a apărut altceva colateral. De aceea cred că așa cum au gândit industriașii din secolul trecut, dezvoltarea a fost o dezvoltare rațională. În același timp în care s-au construit perimetrele, s-au construit clădirile din incinta unităților, au fost construite și locuințe pentru muncitori. Primele clădiri pentru locuit aici în Petrila au fost în apropierea actualului Puț cu Schip, unde este și pentru cunoscători fosta remiză de pompieri, unde au fost construite două case pentru funcționari și 20 de case pentru muncitori. Funcționarii aveau birou în clădirea în care locuiau. Vă întrerup pentru a sublinia lipsa totală de interes vis-a-vis de aceste clădiri. Am văzut la Sibiu, am văzut la Media și am văzut la Suceava. Chiar dacă aceste case sunt locuite, există o inscripție care să indice anumite lucruri. Ce s-a întâmplat în trecut în Valea Jiului, în cel mai fericit caz, dacă aceste repere istorice nu s-au transformat în niște cârciumi ajunse pe mâinile unor istorici ai zilei, atunci ele sunt pur și simplu ignorate și pentru acest lucru nu sunt de vină doar cei care acum conduc comunitățile locale, poate este o vină asumată de noi toți, pentru că de-a lungul timpului am fost ignoranți și aici am vrut să ajung și la percepția publică. Nu știu câți oameni din Petrila, nu știu câți oameni din Petroșani, din Lupeni, Vulcan, Anioasa sau Uricani au intrat vreodată într-o incintă de acest tip. Dacă nu aveau treabă, lucrau în minerit sau aveau rude în minerit. Da, din păcate pot să spun că în perioada după 1920 nouă ne lipsesc chiar și imagini sau fotografii din subteran. Nu știu, poate că n-a existat o preocupare, au fost interzis acest lucru cu desăvârșire, spre deosebire de alte state europene, unde noi avem astăzi în colecție multe imagini din mineritul francez și foarte puține imagini din Valea Jiului. Am văzut o colecție impresionantă de care s-au îngrijit chiar oameni din Valea Jiului, un cunoscut om căruia o să-i protejez identitatea. Acum deține o colecție impresionantă de la Roșia Montană, cu toți pașii exploatării de acolo, de-a lungul timpului. Aveți dreptate, există un mare vid în care nu sunt imagini din mineritul Văijiului. Poate că oamenii au crezut că această activitate este oricum se perpetuează și
oricând pot fi povestite, nu știu, întâmplări și pot fi descrise lucrările din subteran, nu pot să-mi explic. Iar în legătură cu așezarea, puține lume poate a vizitat afară de cei care au trecut prin colonia Brăteanu de la Lonea, a fost încredințată unor antreprenori italieni care s-au ocupat de construcția caselor de colonie și a bisericilor pentru toate confesiunile celor care au activat în minerit. De altfel, din 1906 până în 1911, din documentele pe care le-am cercetat, cel mai bine s-a câștigat în mineritul din Valea Jiului, comparativ cu alte exploatări din Europa. Atunci putem spune că a fost un Eldorado. Atunci au venit foarte, foarte mulți imigranți din Imperiu și din afara Imperiului, care au lucrat în minerit, indiferent că au fost cehi, polonezi, sârbi, maghiari. La nivel public, sigur, nu există o entitate care să se ocupe de conservarea acestor lucruri la nivelul Văii Jiului. Am tot vorbit despre o asociație care poate ar trebui să preia toate aceste lucruri, să își asume. Există oameni care au scris și asta pentru că s-au străduit, nu pentru că ar fi câștigat bani, pentru că au fost pasionați. Am văzut chiar și în biroul invitatului meu un foarte interesant album de fotografie despre Mina Petrila. L-am întrebat de unde îl are, în câte exemplare a apărut și mi-a răspuns că este de colecție. Domnia sa l-a făcut în două exemplare, pentru că nu a existat o preocupare publică, nici măcar insigne în Valea Jiului nu găsim, nici măcar vederi, sunt doar acele insigne de aur pe care le poartă evident la costumele de mii de euro niște tovarăși care vin prin Valea Jiului și apoi pleacă, nu fac nimic pentru minerit, însă eu dacă ar trebui să achiziționez o insignă, să o fac cadou cuiva sau o vedere cu un perimetru minier din Valea Jiului, nu ai de unde. Da, cu regret o spun și am mai spus-o că în Valea Jiului nu există un loc unde se pot cumpăra aceste suveniruri legate de această exploatare. Aici s-a făcut exploatarea cărbunelui, nu se poate cumpăra o bucată de cărbune lăcuită și pusă pe o bucată de lemn sau o insignă. Există o preocupare, sigur, dar la nivelul finanțării a personalului de la Muzeul Mineritului, care mai au niște cărți poștale și posibil niște insigne de la exploatările miniere. În rest, deci există doar un cadru organizat. Și sigur sunt câțiva colecționari pasionați din Valea Jiului. La fel sunt cunoscute colecțiile lor sau au fost cunoscute atunci când s-au organizat evenimente în cadrul companiei naționale. Evenimente și dedicate. Da, ei au răspuns acestei solicitări. Puțină lume cunoaște că odată cu deschiderea minei Petrila a fost realizată și prima insignă din argint de Axtolen în 1872. Ea se află în posesia unui colecționar din Valea Jiului. Vedeți, aceste lucruri sunt mai puțin cunoscute. Din păcate, tot la fel o spun cu regret, plecând de la ideea că dezvoltarea comunității s-a făcut pe seama dezvoltării exploatorilor de cărbune, nu este cunoscut în Valea Jiului ziua vreunui oraș care să coincidă cu ziua minerului. Nu există de mulți ani
nu pot fi unite forțele atât ale unităților miniere, indiferent că s-a numit Regia Huilei, Compania Huilei, sindicate, să poată să organizeze o zi a minerului așa cum se organizează în statele europene, așa cum s-a organizat aici, chiar și în perioada comunistă, Valea Jiului și toate comunitățile miniere din Europa au fost recunoscute prin fanfarele minerilor pentru fiecare exploatare. Există și astăzi un festival care se desfășoară în Ungaria. Mai participă un colectiv de la Vulcan și acolo s-a simțit implicarea primarului, a conducerii minei de la Vulcan și a sindicatului. În rest, mai puțin în Valea Jiului. Deci, legat de tradiție, trebuie să recunoaștem, nici nu există de foarte mulți ani o cultură legată de acest aspect. Este foarte adevărat, la acest moment Valea Jiului este identificată cu Bianca Drăgușanu, cu mineriadele pe care în anii 90 le-am dus sau le-am purtat sau le-au purtat, cum vreți dumneavoastră. Este dureros atunci când vorbești de Valea Jiului să te duci cu gândul înspre astfel de impostori, înspre astfel de chiciuri, precum exemplul dat adineauri, și să nu vorbești despre niște lucruri cu adevărat de valoare. Sunt atâția oameni în Valea Jiului care pot vorbi despre istoria acestor locuri. Invitatul meu de astăzi este unul dintre ei, prin preocuparea pe care o are și pentru altceva decât pentru activitatea curentă. Spuneam că sunt atâția oameni care dețin comori intelectuale și materiale care, din păcate, sunt ignorați, nu sunt băgați în seamă, cu toții suntem vinovați, mai ales noi, cei din media, care în loc să ne aplecăm și asupra unor astfel de subiecte, preferăm să-i aducem în fiecare zi pe micile ecrane, pe primari, să le spunem cât sunt de frumoși, pe consilierii locali, să le spunem cât sunt de generos, sau pe oameni care, sigur, pe palierul lor de activitate sunt importanți, însă nu atât de importanți precum credem. Este un lucru pentru care cu toții suntem vinovați și îmi asum și eu o parte din această vină. În altă ordine de idei, credeți că vremurile de astăzi mai permit o abordare, spun unii, cu siguranță romantică, poetică a lucrurilor, să menții niște clădiri când oamenii trăiesc într-o dinamică continuă în care își iau masa la birou, se duc acasă, se închid între patru pereți și se uită la Bianca Drăgușanu, cum spuneam mai devreme. Este doar un exemplu, nu că aș avea o problemă. Da, din păcate, nu există o bogăție în România. Nu este, nu se simte astăzi o bunăstare. Și nu numai astăzi, de câțiva, de 20 de ani sau poate chiar de mai multă vreme, că nu toată lumea a cunoscut bunăstarea, la fel și pentru comunitatea locală. Există comunitățile locale, există preocupări. Eu spun totuși că de câțiva ani mai aplicate, mai aproape de adevăr. În trecut s-au investit banii pe foarte multe lucruri inutile. Astăzi, din acești puțini bani și din, eu știu, dăruirea câtorva oameni, eu cred că mai pot fi păstrate. Este o muncă grea. Cel mai ușor este să totul să devină iarbă verde. Cel mai ușor. Dar este o muncă grea de care
poate ne vor mulțumi generațiile viitoare. Dacă reușim un simbol să păstrăm din această dezvoltare, în condiții grele, clar recunoscute. Nu există fonduri, nu există posibilitatea de a face alte modificări în buget și este peste tot o contracție, așa, nimeni nu mai construiește, nimeni nu mai investește, nu se mai face, nu, parcă e un angrenaj blocat în țară. Dar eu cred că nu am găsit noi încă acea cheie sau acea cale care să sprijine, să fie ca un suport pentru această intervenție a unui grup inimos de oameni și de personalități care au subscris la acest lucru. S-a încercat și la Aninoasa pe un proiect al Băncii Mondiale, din păcate a fost oprită finanțarea și acolo cred că a fost propus acea, da, ca o măsură alternativă, că s-a închis mina și o să punem ceva în loc, un parc de distracții. Este exclus, adică să nu ne facem totuși vise mari, că o să le pierdem din vedere. Și am văzut atâția îngeri înotând prin mocirlă, pentru că li s-au rupt aripile. Într-adevăr, avem darul ăsta în Valea Jiului de a gândi proiecte foarte mari, când noi, de fapt, suntem foarte mici și ar trebui să ne raportăm la lucrurile făcute pas cu pas. Care este atmosfera într-o exploatare minieră care urmează să se închidă? Mi se pare precum un bolnav de cancer în stadiu terminal, pentru că ce mai aștept? Să se pună lacătul până la urmă, deși în cazul bolnavului de cancer în stadiu terminal există niște alternative terapeutice. În aceste cazuri, soarta celor trei mine este blindată. Care este atmosfera de lucru într-un astfel de mediu? Este o atmosferă de resemnare la nivelul colectivelor care activează în aceste exploatări. Un sfârșit aproape. Deci un capăt de drum pe care îl știu, oameni care, odată cu închiderea minei, își poate avea o situație încheiată, în sensul că pot beneficia de o pensie anticipată, sau oameni care vor trebui să-și găsească de lucru în continuare, indiferent că vor activa la complexul energetic sau în alte domenii de activitate. La noi, în România, s-a făcut un program de restructurare al mineritului foarte dur și în Valea Jiului din 97 încoace, fără să fie urmat de un program adevărat de reconversie profesională și de a găsi ceva real, să nu spun de lucru, de a pune ceva în loc, în locul acestei activități, de a dezvolta ceva. A fost o zonă monoindustrială. Este în continuare, pentru că o treime din forța de muncă încă mai activează în minerit, dar nu s-au creat proiecte să fie puse în practică, viabile, ci numai pe hârtie. Indiferent că Valea Jiului a avut guvernator, indiferent că s-a dorit să fie satul lui Constantinescu sau, nu știu, în grija cărui demnitar, nu a avut un plan autentic și care putea să fie urmat de crearea de noi locuri de muncă, din păcate. Sigur că primăriile și administrațiile locale au rezolvat niște probleme fundamentale de care ne bucurăm astăzi, că au fost cu finanțare europeană, cu finanțări de la Guvernul României sau cu aportul primăriilor, dar există o altă calitate a
străzilor, a drumurilor. Adică noi am descoperit niște lucruri pe care nu le-am avut astăzi sau de câțiva ani de zile. Beneficiem de apă 24 de ore din 24, apă rece, de căldură, de străzi asfaltate, lucruri care în România sau în alte state europene erau cunoscute de mult. Deci, asta este adevărul. Noi redescoperim niște niște momente, niște lucruri din ăsta de civilizație până la urmă. De aceea cred că este explicabil și acest aspect de care povesteam, de tradiție, de cultură. Sunt sigur prima dată pe scara asta a trebuințelor, cred că astea au fost primele care ar trebui să fie rezolvate după 1990. Și e adevărat că tot acest program de restructurare nu a fost niciodată armonizat cu cu administrația, cu alte ministere, decât foarte simplu. Oamenii au beneficiat de ajutoare, de plăți compensatorii, unii de pensie. Nu a existat un interes pentru a îi pregăti pentru alte ocupații. Deci, formarea profesională, de fapt, nu s-a ridicat la nivelul la care ar fi trebuit să ridice, și noi avem exemplu din Europa, în care, sau cel puțin în Franța, modelul francez sau modelul englez ni s-a tot prezentat așa din 96 încoace, cum s-a făcut restructurarea acolo. Acolo oamenii au fost mutați în alte comunități, li s-au asigurat locuri de muncă, au fost pregătiți de la o pregătire psihologică, așa, la pregătirea pentru o altă ocupație. Noi nu puteam să facem, să-i facem oameni de afaceri, din păcate. O greșeală a guvernărilor trecute, și nici astăzi nu există un alt plan de, nu zic de dezvoltare, dar de menținerea, până la urmă, a forței de muncă a populației în această zonă. Este evident faptul că, din punct de vedere social, eu nu știu unde în lume, dacă în 97 lucrau aproape 50.000 de oameni în minerit, acum mai lucrează sub 8.000. Nu știu în lume dacă la o populație de 100 și ceva de mii, în 16 ani de zile, au dispărut aproape 40.000 de locuri de muncă. Este un impact devastator din punct de vedere social. Te gândești, dacă acum 16 ani lucrau aproape 50.000, doar în minerit există ramurile conexe, și acum sunt sub 8.000, unde or fi oamenii ăștia, 40.000? Ce or mânca? Cum de nu mor în casă? Ce se întâmplă cu ei? Pentru că este un impact devastator. 50.000 aproape în 97 și acum sub 8.000. Nu s-au înființat fabrici în Valea Jiului. Nu există uzine care să fi preluat această forță de muncă. Nimeni nu a discutat pertinent și nu le-a bătut obrazul acestor porci care au condus România în ultimii ani vis-a-vis de acest lucru, și îmi asum ceea ce spun, adică nu poți privi Valea Jiului cum privești o altă zonă din România, pentru că aici au dispărut în ultimii 16 ani 40.000 de locuri de muncă. Oamenii nu au plecat, nu sunt la Botoșani, nu sunt la Craiova, sunt aici. Într-adevăr, aveți dreptate. Nu există, într-o durată așa scurtă de timp, o comunitate minieră care să producă atâția șomeri. Ea poate fi comparată, această activitate sau acest fenomen, cu demobilizarea trupelor rusești din Germania Democrată după căderea zidului Berlinului. Cam așa este. Dar noi nu ne-am dus cu pușca, scară. Noi am fost cu lopata aici. Dacă aici au fost
facilități pentru cei care au venit în Valea Jiului, au fost atrași aici, li s-au acordat, mă rog, locuințe, niște gratuități în ceea ce privește plata energiei sau încălzit. Sigur că da. Ulterior, știți, am rămas tot în, e un paradox. Oamenii vorbesc de niște drepturi. Sunt, sigur, niște drepturi pe care le au și alți mineri sau pensionari din Europa. Dar este un paradox să poți să asiguri în continuare niște gratuități de pe un colos care are picioare de lut, când oamenii trebuie să plece. Deci nu mai sunt atrași să vină în Valea Jiului, trebuie să plece, de fapt, din Valea Jiului. Da, e adevărat că nu s-au putut crea alternative. Nu a existat nicio inițiativă. Am făcut și noi niște greșeli din 90 încoace, odată cu excursie la București, care poate au cântărit greu. Nu judeci, nu judeci o zonă pentru greșelile unor oameni. Cei care au generat mineriadele sunt acolo unde trebuie, adică în locuri călduțe, în afară de Cosma, care, sigur, a plătit pentru ce a făcut. Ion Iliescu este în continuare în libertate. Am realizat un interviu pe această temă cu el. Atât Ion Iliescu, cât și Emil Constantinescu au răspuns evaziv, ca să nu spun pe românește că au dat-o după cireș, când am vorbit despre Valea Jiului, despre momentele 90, despre momentul 97. Acestea sunt facturi neplătite. Părerea mea personală, ca și locuitor al acestei zone din 90 încoace, din 89, este că guvernanții s-au temut de Valea Jiului și nici n-au știut ce trebuie să facă. Au lăsat pe seama liderilor locali, indiferent politici, sindicali, inițiativa, propunerile și planurile care erau pentru reducerea acestei activități în minerit au suferit niște modificări, niște ajustări în funcție de cerințele acestor lideri. Și de interesele lor. Exact. Nu a existat nimic altceva. Fac o paranteză să nu ne îndreptățesc pe cineva. Nu doar Cosma a plătit. Au fost lideri de sindicat care au și murit în pușcărie. Însă au fost și lideri de sindicat care s-au aranjat din punct de vedere financiar pentru toată viața. Sunt în țară sau nu mai sunt în țară. Asta este o altă discuție. Dar revenind, este totuși nedrept pentru această zonă să ne resemnăm, măcar din punct de vedere al discursului. Doamne ferește, s-au făcut multe greșeli atunci, la momentul mineriadelor. S-au dat pari în cap gratuit, au suferit oameni pe traseu în București, însă a plătit și Valea Jiului îndesat. Și totodată trebuie să spunem că toată atenția s-a îndreptat spre această companie minieră din 1948 încoace, dar să revenim așa după 1990. Factorii de decizie sau cu responsabilitate din administrație, din comunitățile locale, nici nu au acceptat o variantă, sub nicio formă n-au acceptat un dialog pentru restructurarea mineritului. Deci au spus, domnule, noi nu suntem de acord, este o pierdere de locuri de muncă. Bun, dar ea trebuia să fie urmată de altceva. Este normal acest lucru, se întâmplă și în Europa. Da, dacă se întâmplă, dorim altceva. Dacă ar fi existat o altă solicitare, de acord, se restrânge această activitate. Cu cine se puteau negocia aceste lucruri? Pentru că liderii de sindicat i-au vândut în mare parte de mult pe mineri. Își văd de treaba lor în continuare, trăiesc bine, sunt fericiți și mai pozează și în icoane. Problema este alta. Ei au răspundere strict pentru activitatea acestor oameni cât sunt în minerit. Cel puțin ăsta este argumentul. Cine să discute de o strategie pe termen lung a Văii Jiului? Buhăescu își vede de drumul lui spre Herculane, Păducel
vrea să ajungă la Shugag cu un alt drum, ia Cobriții, domeniul schiabil Parâng, Răzmeriță, Straja, Ile, castelul din Carpați, Dunca, monument. Sigur că aici s-au purtat discuții cu siguranță de-a lungul timpului, dar indiferent de guvernare, n-a existat decât o aruncare a pietrei dintr-o parte în alta, a pisicii dintr-o ogradă în alta, că un guvern, n-are rost să le număr, că în orice perioadă s-au făcut restructurări, dar spune în perioada asta s-au făcut concedieri, n-am făcut nimic, în perioada nu știu care s-au făcut concedieri. Lucruri exploatate în campanii electorale, aceste aspecte au fost urmate după aceea de niște promisiuni neonorate. Vom crea locuri de muncă, vom găsi... Minciuni. Neadevărate. De fapt, nu au putut susține nici măcar ceea ce s-a realizat, sau puținul ăsta din ce s-a făcut în Valea Jiului. Și eu cunosc din activitate că niciodată, sau în activitatea mea, în contactul pe care l-am avut cu miniștrii de care am depins în activitate, perioada în care am condus compania, nu există o inițiativă de la nivel central. O inițiativă trebuie să plece de jos în sus, trebuie argumentată și trebuie susținută. Susținută de factorul politic și până la urmă de toți factorii politici, indiferent că în această zonă trăiesc. Toți și din această zonă doresc să obțină voturi, tocmai prin, să nu spun promisiuni, prin aceste planuri pe care pot să le propună. E adevărat, este o zonă mică până la urmă. Sleită. Nu avem forță, nu are forță nici județul Hunedoara. Deci dintr-un județ puternic industrializat s-a pierdut tot ce a însemnat oțel, producerea oțelului, producerea și în ceea ce privește producerea energiei. Deci, și producerea berii s-a pierdut. Uitați-vă ce se întâmplă la Hațeg. Nici asta nu mai avem. Una dintre cele mai bune blonde din România era Colea, în țara Hațegului. Nu mai. Au luat-o nemții sau belgienii, nu știu exact, și au pus lacătul pe poartă. Nu mai avem nimic, domnule Jujan. Folosesc brandul și o fabrică în altă parte. Da, din păcate. Asta este. Deci și județul suferă. Deci pe acest fond și Valea Jiului. Era clar că totuși nu mai pot fi menținute toate activitățile și trebuie despărțite aceste activități. Dar ele trebuiau să fie urmate și de alternative, de soluții. Aici nu a existat decât una singură. Să nu se închidă mineritul. Sigur că nu este de dorit și nici nu se va închide mineritul. Exact. Dincolo de asta nu s-a negociat nimic. Asta deși știam că sfârșitul e aici. Cea mai mare greșeală. Pentru că s-ar fi putut obține oricând altceva. Eu sunt convins că toate guvernele au fost dispuse la negocieri, dar s-a cerut puțin. S-a cerut și mișcările minerilor. Sau... O mișcare de amploare a fost în 1977, prin care atunci adevărații mineri au obținut ceva, deci au pornit problema de la pensiile de invaliditate și, mă rog, au solicitat masa caldă la intrare în mină, locuri de muncă pentru femei, dezvoltarea comunității, lucru care s-a simțit. După 1990, sau revendicările sindicatelor au însemnat majorări salariale, nu știu, bilete îmi la spunea, mare și... Îmi spunea Angel de la Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului: domnule, mie dacă îmi dădeau posibilitatea să fac defileul Jiului cu câteva mii de mineri după o reconversie reală, profesională, făceam treaba asta, să fi creat o companie care, da,
Cine mai fura din asfalt dacă făceau minerii lucrurile astea? Bine că fac drumuri spaniolii, nemții, italienii, americanii, iar noi murim de foame, deși cred că minerii din Valea Jiului ar fi putut face aceste lucruri, să se creeze o alternativă. Da, deci sunt cei mai bine pregătiți și domeniul care este cel mai, în care pot fi foarte ușor asimilați, construcția de tunele, tunele rutiere sau pentru... Defileul Jiului și defileul Oltului, două mari probleme, Cuiului pe Pelea, a trebuit să vină un spaniol pletos să facă defileul Jiului, că noi nu ne pricepeam să lucrăm. Noi n-am mai făcut nimic din 1948 încoace, cu acele brigăzi ale tineretului și acele șantiere din astea heirupiste, dar care au făcut niște, au niște realizări, au făcut niște lucruri mari în, în România. Eu știu, de la canalul Dunăre-Marea Neagră, început cu burghezi și cu oameni care n-au fost acceptați, oameni inteligenți care au fost marginalizați de regimul trecut, da, până la urmă... Deținuți politici, sigur. Niște oameni care au suferit, au, înainte de a uda apa acel canal, l-au dat sângele deținuților politici. Ce se poate remarca în Valea Jiului, din 1927 încoace, ea a fost mereu vizitată de conducătorii țării, indiferent că a fost regele Mihai, că a fost în 1944 Gheorghe Gheorghiu Dej, în toamna 1944 aici în Valea Jiului la Petrila. În 1945 a venit primul secretar Chivu Stoica. După vizita lui și după discuție cu minerii, asta e o paranteză, de atunci li s-a acordat minerilor hrană caldă la intrarea în mină, înainte de intrarea în mină, din 1945. Exista un, o efervescență, un... O emulație. În 1948, și trebuie să o spun, în 1 august, s-au constituit aici la Petrila brigada de șoc pentru a ajuta minerii. Primarul făcea parte din acea brigadă, comandantul gărzilor cetățenești, președintele sindicatului, secretarul de partid, 4 funcționari, 10 oameni din ateliere, 15 mineri, care lucrau 2 zile pe săptămână, suplimentar, benevol, pentru a crește producția de, de cărbune. Există și niște brigăzi de șoc, dar cresc altă producție. Total. Revenind, să nu pierdem firul discuției, de la venirea, deci de la Gheorghiu Dej, de la Nicolae Ceaușescu, de la, nu știu, Ion Iliescu, prezent în Valea Jiului, Constantinescu, Băsescu, Ponta. Nu știu, tragem linie, ce a ieșit din... Nimic. După fiecare. Nimic. Dar, au mâncat, repet, bine, au băut, repet, bine și au plecat. Oamenii nu vor veni niciodată cu un plan pe care să-l prezinte pentru cuiva. Valea Jiului, dacă noi nu-l generăm de aici. El trebuie, exact, generat, înțeles, discutat, ca, facem o paranteză, ca și proiectul Roșia Montană. Deci nu-i bine explicat, după părerea mea, de ce e necesar fiecare să se facă. Fiecare explică așa cum are interesul. Exact. Ar trebui la nivelul Valea Jiului, poate o inițiativă a oamenilor de bine, că sunt, să știți, mulți oameni de treabă și inimoși în Valea Jiului, să constituim un front al salvării, nu se mai poate, dar un comitet din care acești oameni să facă parte, să discute, dezinteresați, evident, deși este destul de greu, dar s-ar putea încerca și să-și asume aceste lucruri. Vă mulțumesc pentru că ne-ați primit în acest loc excepțional, doamnelor și domnilor. Păcat că sunt reguli atât de riguroase. Gândiți-vă la o zi a porților deschise la mina Petrila. Cu mare drag. Să vină toți oamenii să vadă aceste
minunății. Sigur, trebuie luate măsuri de securitate suplimentară, dar ar fi excepțional o zi a porților deschise la mina Petrila. Nu știu ce am reușit să explicăm prin această emisiune. Cert este că din ce în ce mai greu îmi este ca om care de 15 ani realizează emisiuni la televizor să identific subiecte interesante, pentru că atât se minte și atât de ieftin a devenit ecranul, atât de mulți neaveniți care spun ce vor, fără să fie întrebați de nimeni pe ce lume trăiesc, dacă își asumă cele spuse, fără să fie sancționați, încât eu conștientizez cât de greu este să vă lipim cu ochii de micul ecran. În speranța că am reușit cât de cât acest lucru, vă mulțumesc că v-ați uitat la noi și vă aștept și mâine de la 16 la o nouă ediție a emisiunii Punctul, acolo unde e locul, adică pe I.